Cele mai multe locuri de muncă din oferta EURES sunt vacante în Irlanda, unde este nevoie de 410 asistenți de vânzări și tot atâtea ajutoare de bucătar, în timp ce în Spania se caută lucrători în agricultură. La nivelul spațiului economic european, la data de 8 februarie 2023, existau 1046 de locuri de muncă vacante. După cum urmează, în Finlanda, 40 de locuri de muncă vacante, cei mai mulți ca muncitori necalificați, în Norvegia, 4 locuri de muncă vacante, încă necesitatea este să aibă permis de conducere, pentru că se cere meseria de tractorist, Olanda, 5 locuri de muncă vacante, personal curățenie, Malta, 6 locuri de muncă vacante, ca inginer mecanic cu un minim de experiență în domeniu, Spania, 60 de locuri de muncă vacante în agricultură, Germania, 7 locuri de muncă vacante ca tehnician electronist, electrician, mecanic instalații, Slovenia, 2 locuri de muncă vacante ca programator PC și Irlanda, cu cele mai multe locuri de muncă vacante, 922 de locuri, ca asistent manager, ajutor de bucătar, asistent vânzări. Persoane interesate pentru să ocupe un loc de muncă în Uniunea Europeană pot vizualiza oferta completă pe accesând site-ul www.aneofm.ro, secțiunea EURES, sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea. Pentru majoritatea locurilor de muncă specificate anterior, este nevoie ca persoanele să cunoască limba engleză.